multă dragoste și îndurare. Frumusețea ta o văd pe Sinai, fața ta să strălucească în adunare. Slava ta revarsă, Doamne, al Tău har. Slava ta, slava ta, să umple, Doamne, casa ta. Slava ta, slava ta, acoperă ființa mea. Lăudăm pe Dumnezeu ca și Israel, puterea Duhului cobor și azi. Prin prezența ta, Iisus, în adunare, semne și minuni noi te rugăm să faci. Slava ta, slava ta, să umple, Doamne, casa ta. Ta biserică te laudă cântând. Slava ta, slava ta, să umple, Doamne, casa ta. Și sfânt, Duhul și mireasa strigă și așteaptă. Maranată, vino, Doamne, mai curând. Slava ta, slava ta, să umple, Doamne, casa ta. Așa să fie, ca slava Domnului să umple casa aceasta în dimineața aceasta, să umbrească ființa noastră și să fim binecuvântați de El în continuare. De aceea vă invit așa cum suntem. Greșiți, păcătoși, venind înaintea Lui, pentru că avem nevoie ca El, așa cum spuneau frații la ora de rugăciune, ca Domnul să ne ierte greșelile noastre, să putem să stăm apoi înaintea Lui, să cerem ca El să binecuvânteze în dimineața aceasta cuvântul Evangheliei care va fi vestit prin fratele Dumitru și cântările care vor fi cântate în continuare să fie și slava Lui Dumnezeu să se coboare în mijlocul nostru. Vă invit să ne rugăm pentru lucrul acesta cu toți împreună. Amin.
Amin. Mărit să fie Domnul și lăudat să fie Domnul. Nevoile tale, zice Duhul Sfânt, graitofeldis, mâna graitofeldis. Iată că ce-am hotărât un izvor limpede în dimineața aceasta în mijlocul tău, poporule, așa încât fiecare suflet să se poată adăpa la izvorul vieții, zice Domnul prin Duhul Sfânt. De aceea fi treaz și veghează în vremea aceasta, căci am de făcut o lucrare în mijlocul tău, o lucrare mare, zice Domnul. De aceea fi treaz și veghează, poporule, căci voi îmbrăca unii tineri, zice Domnul, în puterea mea. Eli să mă nagraito feldis, prin care eu, zice Domnul, îmi voi duce cuvântul meu mai departe. Elisa managraito feldis, aleluia, viu este Domnul, amin. Doamne, mări să fie. Te rog, tindeți mâna și măreșteți numele tău. Lasă-n durare tău. Amin. Slăvit să fie Domnul. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta în Faptele Apostolilor la capitolul 3, versetul 1 la 26. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea, că era un loc din naștere care era dus și pus în toate zilele la partea templului numită Frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru ca și Ioan s-a uitat ținte la ei și a zis, uite-te la noi, și el s-a uitat cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis, aur, argint și aur n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-a întărit tălpele și glesnele, dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la partea frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de admirare pentru cele ce se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în privorul zis al lui Solomon. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținte la noi ca și cu prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martorii lui. Prin credința în numele lui Iisus a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți.
Credința în El a dat omul acesta o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa și că mai mari, ca și mai mari voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor Lui, că adică Hristosul Său va pătimi. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurilor de înviorare și să trimeate pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților Săi proroși din vechime. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeu vostru va ridica din frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați și tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta pe prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșit din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără legile sale. Amin. Vă rog să ocupați loc. Vă spun un bun venit în casa Domnului și aș dori ca Dumnezeu să binecuvânteze în dimineața aceasta întreaga biserică. Suntem încă în atmosfera sărbătorii Rusalilor, coborârea Duhului Sfânt și slăvit să fie Domnul, că în dimineața aceasta, încă de la ora de rugăciune, am simțit prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Cred că Dumnezeu este acela care iubește biserica din Perth. Și chiar dacă suntem în secolul 21, vreme târzie, se împlinește cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu încă ne mai vorbește prin Duhul Sfânt. Și aceasta este dovada dragostei lui Dumnezeu pe care o are față de noi, pentru că vrea ca să ne înștiințeze în mod deosebit despre dragostea pe care El o are față de noi, de înțelegerea pe care Dumnezeu o are față de noi. Și deși mă simt greșit și păcătos înaintea lui Dumnezeu, poate ca și dumneavoastră, mulțumim lui Dumnezeu că prin aceasta Dumnezeu își arată dragostea față de noi. Pentru că vrea să aducă bucurie, vrea să aducă mângâiere pentru noi în vremea aceasta. Ce bine este în prezența Duhului Sfânt. Slăvit să fie Domnul. Când Dumnezeu ne cercetează, nu numai pentru că am avut un cuvânt de întărire, dar și atunci când Dumnezeu te mustră, simți că și Dumnezeu te iubește. Slăvit să fie Dumnezeu. Și aș vrea ca Dumnezeu să se ocupe în mod deosebit în dimineața aceasta de noi și puterea și slava Lui, despre care am cântat, să vină în locul acesta, să nu mai putem să facem slujbă, ci să stăm înaintea Lui, să ne bucurăm în rugăciune și să slăvim pe Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate. Avem și musafir în mijlocul nostru, sunt două surori care vin din biserica australiană, dar sunt de multă vreme în Australia, ele sunt din Ungaria, au fost invitate de fratele Aurel Sângiorzan. Spunem un bun venit în mijlocul nostru surorilor Iuliana și Eva, care este mamă și fiică, și Domnul să le binecuvânteze. Au venit să se bucure în mijlocul nostru, ele sunt surori pentecostale care merg la biserică la australiană, dar au venit în mijlocul nostru și doresc ca Dumnezeu să le binecuvânteze. Și doresc ca Dumnezeu să le facă o bucurie de plină în mijlocul nostru și Duhul Sfânt să fie și peste ele, să fie binecuvântate și ele împreună cu noi și să vadă cu adevărat căci vecinii noștri care sunt din Ungaria știm lucrul acesta. Mulțumim lui Dumnezeu că și în Ungaria Dumnezeu are oameni care slujesc lui Dumnezeu în felul în care slujim și noi. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate lucrurile acestea. Vă spun din nou, bine ați venit în mijlocul nostru și Domnul să vă binecuvânteze. Doresc ca în continuare Domnul să fie cu noi în cântare, să ungă Domnul cu Duhul Sfânt corul care va cânta în dimineața aceasta. Ca slava lui Dumnezeu să se coboare când vă cânta. Frații care laudă pe Domnul în grupul de cântare.
Cei care doriți să cântați pe slava lui Dumnezeu în timpul unei cântări în comun, vă rog să trimiteți un bilet și să-mi faceți de cunoscut. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Să
corul va slăvi pe Domnul cu prima cântare, după care din nou grupul va slăvi pe Domnul cu o cântare, timp în care vom face și colecta din dimineața aceasta.
ești, o Doamne, ce mare ești și sfânt. Spun stelele natura și vuietul de vânt și trăsletul ce culcă stejarii la pământ și-al păsărilor cântei. Ce mare ești și sfânt, mare ești, mare-i slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Doamne, toți oamenii ce sfânt, puternic al Tău nume și sfântul Tău cuvânt. Iar auzi chemarea și glasul Tău cel sfânt, iar preamărirea purului, căci mare ești și sfânt. Slava ta, ai fost, ești și vei fi în veci așa. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Cât de mare ești, Doamne, eu îți cânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Te voi lăuda mereu, ai salvat sufletul meu. Cât de mare ești, Doamne, cât de sfânt. Mare e Domnul și sfânt este Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și El dorește ca și noi să trăim în sfințenie. Spuneam nu de mult lucrul acesta, este greu, dar este posibil să trăiești în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Căutând să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, dorind lucrarea Duhului Sfânt peste tine, peste mine, ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, căci lucrarea Duhului Sfânt este o putere pe care o dă Dumnezeu. Și aceasta, pentru că suntem la textul din dimineața aceasta, unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește atât de minunat despre puterea care este Duhul Sfânt. Pentru că apostolii aveau nevoie în lucrarea în care au plecat să aibă o putere. Și aceasta este promisiunea Domnului Iisus Hristos pe care le-a spus-o și o întrebare pe care de multe ori noi ne-o punem noi înșine despre lucrarea Duhului Sfânt, dacă este autentică și dacă puterea Duhului Sfânt într-adevăr se manifestă între noi așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Dacă suntem cei care, ca și apostolii,
Facem lucrările pe care oamenii aceștia le-au făcut. Și dacă lucrarea Duhului Sfânt și promisiunea lui Dumnezeu este și astăzi în mijlocul bisericii, și eu spun că este, amin. Pentru că este promisiunea lui Dumnezeu și ceea ce am văzut în viața noastră, în experiențele pe care le avem cu Dumnezeu, în experiențele pe care le avem cu Duhul Sfânt, dovedesc că lucrarea aceasta este autentică și în ziua de astăzi și este nevoie și necesară pentru ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit. Proba practică pentru Petru și Ioan a fost dovedită la poarta templului. Acolo unii au pus în aplicație ceea ce au primit. Domnul Iisus Hristos spunea în Luca, în capitolul 24, cu versetul 49, și iată că vă voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Slăviți să fie Domnul! Și pentru că apostolii au fost în ascultare și n-au plecat și au rămas și au crezut în făgăduința Domnului Iisus Hristos, se vedeau slabi și au fost slabi, însă și Petru a fost un om care s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Dar în momentul când lucrarea Duhului Sfânt, când puterea Duhului Sfânt a fost revărsată peste ei, schimbarea lui Petru s-a schimbat. Dragostea lui Petru a fost mai mare după ce s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. În plâns lui, ca și noi atunci când ne lepădăm de Domnul pentru un fel sau prin altul și stăm înaintea Domnului și plângem, pentru că ne lepădăm și noi de multe ori, poate nu ca Petru, dar în alt fel, și stăm înaintea lui Dumnezeu și așteptăm un semn. Ca să ne spune și nouă, spuneți și lui Petru, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu ne iubește. Chiar dacă greșim înaintea Lui, chiar dacă în viața noastră cădem, Domnul Iisus ne iubește și învățăm din greșelile noastre, din căderile noastre, Dumnezeu să ne ajute să învățăm din acestea, căci Dumnezeu ne iubește. Și că Dumnezeu nu vrea numai pe unii, numai pe păstori, numai pe cei care sunt în fruntea poporului să facă lucrări prin Duhul Sfânt. Dumnezeu vrea ca să se folosească și de noi, de fiecare în parte. Pentru că este promisiunea Domnului Iisus Hristos, este promisiunea lui Dumnezeu pentru noi. Iată semnele care vor însoți pe păstori și pe... Nu, pe cei ce vor crede în mine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vor scoate dragi, vor vindeca pe bolnavi. Proba practică a lui Petru se împlinește cu Ioan la poarta frumoasă a templului, când omul acesta stă acolo, olog și bolnav, și aștepta ceva. Aștepta ceva de la oamenii aceștia să capete de milă. Noi suntem familiarizați cu lucrul acesta, cu cerșitorii care erau, poate pe nedrept unii dintre ei pe drum cerșind, dar erau unii cu drept să întindă mâna, să capete ceva. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au avut curajul, Petru și Ioan, ca și Ioan spune cuvântul lui Dumnezeu, au avut curajul să spună un lucru adevărat. Argint și aur nu aveau, frații mei. Oamenii aceștia nu aveau nici argint, nici aur. Erau niște oameni simpli, pescari, foști pescari. Dar momentul în care au primit de la Dumnezeu făgăduința, lucrarea Duhului Sfânt, oamenii aceștia au fost îmbogățiți, slăviți să fie Dumnezeu. Poți să îmbucuri inima unui om cu $100 care îi dai și pentru care mergi și mănâncă ceva, un om care este handicapat. Dar atunci când poți să-i spui unui om, ridică-te, ridică spatul sau ridică-te și umblă, acesta este un lucru de valoare. În multe cazuri Dumnezeu ne arată în cuvântul lui Dumnezeu ce vreau să vă fac, să încapăt vederea, să fie vindecați de lepra pe care o aveau și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos i-a vindecat. Petru a avut curajul și a avut puterea să spune omul acesta, ridică-te și umblă în numele lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, de ce vă spunea mai târziu, de ce vă uitați la noi ca și când prin puterea noastră, nu prin puterea noastră, nici prin puterea lor, ci în numele lui Iisus Hristos. Credința pe care noi trebuie să o avem în numele lui Iisus Hristos și să poruncim lucrurilor pe nume și să spunem în numele lui Iisus Hristos să se întâmple lucrurile acestea.
Și noi practicăm lucrul acesta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne îndreamnă și spune: dacă cineva este bolnav, chemați pe cine? Pe mai mari voștri chemați și să facă rugăciune și Dumnezeu îi va vindeca și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. Nu este aceasta tot o lucrare a Duhului Sfânt? Avem experiențe, fraților mei, aici. Frații păstori au făcut ungerea în biserică și frații și surorile au mărturisit că din momentul când Dumnezeu, când oamenii aceștia au făcut lucrul acesta, s-au simțit mai bine și s-au fost vindecați. Amin? Cine face aceasta? Fratele Dumitru, fratele Beni, fratele Vasile, care face ungerea sau diacon sau oricine? Nu. Ci Dumnezeu. Iată ce veți face, cei care vor crede în numele meu, vor face cu tare și cu tare. Noi facem în numele lui Iisus Hristos pentru că credem că El poate să facă. Nu pentru că noi suntem niște păcătoși, niște oameni simpli, dar putem să facem lucrul acesta. Multe biserici din vremea aceasta au aur și argint, dar nu mai au capacitatea să spună în numele lui Hristos, să poruncesc, scoală-te, ridică și umblă. Nu putem să spunem lucrul acesta. Sau nu pot să spune unele, dar eu cred că biserica din Perth are lucrarea Duhului Sfânt în mijlocul ei. Și că Dumnezeu lucrează între noi cu putere. Avem dovezi în mijlocul nostru că și Dumnezeu ne-a ascultat. Slăvit să fie Domnul! Binecuvântat să fie Cel ce poate să facă minuni în mijlocul nostru. Aș vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica din Perth cu Duhul Sfânt. Și mulți dintre noi să mergeți înaintea lui Dumnezeu și să cereți darurile Duhului Sfânt. Petru avea darul tămăduirii. Te întreb pe tine, ai vreun dar înaintea lui Dumnezeu să mă întreb pe mine? Am. Mulțumesc lui Dumnezeu că mă pot ruga și te poți ruga pentru cineva. Și rugăciunea mea împreună cu a ta face ceva înaintea lui Dumnezeu. Nu noi, Dumnezeu face, slăvit să fie El. Noi cerem. Iată, dacă veți cere ceva în numele meu, spunea Iisus Hristos, voi face. Slăviți să Dumnezeu. Asta ne dă dreptul să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem de la Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos ca El să vindece bolnavii în mijlocul nostru, ca El să rezolve problemele care sunt în mijlocul nostru, nu numai probleme de boală, orice probleme de orice gen, Dumnezeu poate să le rezolve dacă avem credință în Iisus Hristos. Și facem lucrul acesta cu credința că El face. Slăviți să fie numele Lui. Aș vrea să ne ridicăm în picioare și să mai facem o rugăciune pentru surorile care au venit din mijlocul nostru, surorile care sunt de naționalitate maghiară și Dumnezeu să le binecuvânteze și pe el și Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea din biserică și lucrarea Duhului Sfânt să fie manifestată în mijlocul nostru, începând de la tinerii noștri, care Dumnezeu doresc să-i binecuvânteze și să pună în inima lor dorința ca darurile Duhului Sfânt să fie peste ei. Dar de cunoștință, dar de tămăduire, dar vorbiri în alte limbi și toate lucrurile care sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să facă în biserica noastră oameni plini de puterea Duhului Sfânt. Ne rugăm pentru surorile care am amintit și ne rugăm și pentru lucrarea Duhului Sfânt și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Doamne!
Slăvit să fie Domnul! Luați loc, vă rog! Mare lucrare are Dumnezeu pentru biserica noastră, aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Și cred în lucrul acesta prin ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit în dimineața aceasta. Aduceți-vă aminte de cuvântul acesta. Mare are lucrare Dumnezeu să facă mijlocul nostru. Și asta depinde de noi. Dacă vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom crede cuvântul lui Dumnezeu și fiecare ne vom involva ca lucrarea aceasta mare să fie binecuvântată de Dumnezeu în mijlocul nostru. În continuare să binecuvânteze Domnul corul care va slăvi pe Domnul cu o cântare, apoi frații din grupul vor slăvi pe Domnul cu o cântare, îi doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze și să ungă cu Duhul Sfânt pe fratele Dumitru care va vesti Evanghelia. Amin.
moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic el voi sta, sus la dreapta sa. Aici eu sunt, doar numai călător, în cerurile tale voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Aici eu sunt, doar numai călător, în cerurile tale voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Un fulgur tare vânt sunt numai pe pământ, în cerurile tale voi fi pe veci sfânt. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Aici eu sunt, doar numai călător, în cerurile tale voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Aici eu sunt, doar numai călător, în cerurile tale voi fi moștenitor. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Eu sunt puțin aici, cu Domnul meu iubit, în cerurile sfinte voi fi la infinit. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Și voi vedea pe Domnul meu iubit, în cerurile sfinte voi fi la infinit. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa. Și voi vedea pe Domnul meu iubit, în cerurile sfinte voi fi la infinit. Acolo-i țara mea, acolo-i casa mea, unde veșnic eu voi sta, sus la dreapta sa.